Lăudați să fie Iisus! Astăzi celebrăm a doua duminică după coborârea Sfântului Spirit peste biserică, duminica chemării apostolilor, a primilor ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos. Și o să vreau să ne concentrăm astăzi un pic atenția și, dacă reușim, și inimile și mai bine, asupra acestei chemări. Domnul a venit și a chemat pe Petru și pe Andrei. Veniți după mine și voi face pescari de oameni. Și noi am fost chemați de Dumnezeu. Am spus ori de câte ori am avut ocazia că am fost chemați de Dumnezeu la botez. Iisus a spus că nimeni nu poate să vină la Tată, la mine, dacă nu este chemat de Tatăl meu. Atunci, biserica începe slujba botezului afară, în hol, și abia după ce face rugăciunea chemării, introduce copilul în, sau dacă e adultul, da? în împărăția lui Dumnezeu, care e reprezentată de biserică. Acolo preotul, numele episcopului, nu, numele bisericii, face o rugăciune despre care ne spunem că este eficientă, adică ceea ce cere primește instantaneu. Rugăciunea vocației creștine, rugăciunea chemării. Strigă preotul către Dumnezeu Tatăl, cheamă-L în împărăția ta. Și în acel moment Dumnezeu îl cheamă pe nume pentru prima dată. Și atunci intră și apoi vine toată slujba botezului. Am spus lucrul acesta la început ca să ne fie foarte clar că și noi am fost chemați. De unde știm? Că suntem aici. Altfel, nu eram aici. Iisus a spus, nimeni nu poate să vină, deci nici noi n-am fi putut veni, așa că dacă vedeți pe cineva că nu poate să vină, știți exact ce e de făcut. Trebuie rugat Tatăl să-i mai cheme odată. În Evanghelia de astăzi suntem chemați, deci și noi, pe nume de Hristos, să-L urmăm pe calea deschisă de El. Veniți după mine! Dar ce mai înainte de toate, trebuie să înțelegem această chemare. Să înțelegem cine ne cheamă și la ce ne cheamă. Și primul lucru de spus este că, am încercat să subliniez la lucrul acesta, El ne cheamă. Nu a fost ideea noastră, inițiativa noastră să revenim la biserică după o perioadă în care n-am venit. Asta nu este adevărat. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. El este Cel care ne iubește cu înflăcărare, cu intensitate. Și atunci El este Cel care ne caută pe căile rătăcite ale vieților noastre. Nu noi Îl căutăm în primul rând, ci Dumnezeu însuși, în Iisus Hristos, coboară din ceruri pentru a se apropia de fiecare dintre noi, pentru a ne chema. Vină după mine! La ce ne cheamă? Iisus ne cheamă la comuniune cu Dumnezeu. Ne cheamă la o nouă relație cu Dumnezeu. La, zice Iisus, am venit ca oile mele să aibă viață din belșug. La un gen de viață în care există belșug de comuniune cu viața lui Dumnezeu. Și până ce nu avem acest belșug, noi nu suntem atractivi. Vedeți că Petru primește o misiune, nu? Împreună cu ceilalți apostoli, să devină pescar de oameni, să atragă oameni. Dar nu ești atractiv dacă nu se citește în viața ta faptul că trăiești într-o comuniune din abundență cu bucuria, cu fericirea, cu viața divină. Aceasta este misiunea noastră, a dezvălui lumii belșugul de frumusețe a chipului acestui Tată care ne-a chemat, care a făcut tot posibilul pentru a-și așeza cortul printre oameni, locul în care să se lășulească împreună cu oamenii, cu poporul Lui, să fie Dumnezeul lor și ei să fie poporul Lui. El însuși a ieșit în căutarea noastră pentru a ne chema și pentru a ne da ocazia de a ne împlini vocația umană, inițială, primită la începuturi, aceea de a fi chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică copiii Lui, asemenea Tatălui.
Nu, dacă citiți Evanghelia, să întrebați pe Iisus, care este vocația mea? Dacă ar fi să reducem la un singur concept tot creștinismul. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este. Fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din ceruri sfânt este. Adică a fi cum e Dumnezeu. Și lucru cel mai simplu, pentru că dacă sunt copiii lui Dumnezeu, copiii sunt ca părinții. Sau nu sunt copiii lor. Sfințenia este într-adevăr numai a Lui. Și El voiește să ne facă părtași în mod deplin din ea. Pentru aceasta ne-a creat. Aceasta este voia Lui. Pentru aceasta ne-a ales. Eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine, zice Domnul. Și ne-a ales pentru a sfinți, a nesfinți dinaintea feței sale, desăvârșind iubirea de Dumnezeu după modelul Fiului. De aceea astăzi să ne gândim și să ne amintim acest lucru. Să aprofundăm acest adevăr. Hristos ne cheamă neîncetat, pe toți, cu dragoste. La ce? La sfințenia sa. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, spune Sfântul Pavel, 1 Tesaloniceni 4:3. Sfințirea voastră. De aceea trebuie să iubim sfințenia, să ne creăm un concept înalt despre chemarea noastră personală și comunitară la sfințenie. Trebuie să vedem atingerea sfințeniei ca fiind lucrul cel mai important din viață. Trebuie să-i dăm lui Hristos astăzi un răspuns clar, ferm, generos, prompt. Ați văzut cum a spus aici? Eu tot timpul rămân așa, șocat. Zice, iar ei, lăsându-și mrejele, în clipa aceea, au mers după el. Cum se poate așa ceva? Dacă vine la tine la lucru și spune, acum lași lucru și pleci, cât dintre noi am face? Și erau familiști, adică nu erau celibatari. Aveau copii, aveau soție, aveau soacră. În clipa aceea, de asta spun, prompt. Acum, lucrul acesta îți vine numai din întâlnirea față către față cu Hristos. Dacă îl vezi pe Hristos față către față, nu o să poți să-i spui nu. Dacă poți să-i spui nu, înseamnă că întâlnirea ta cu El este foarte intermediată, mijlocită de alte lucruri și de aceea nu convinge și nu atrage suficient. Din nefericire, marea masă a creștinilor caută alte cele. Caută în biserică sau în afara bisericii altceva decât ceea ce Hristos a oferit. Mulți credincioși au o adevărată alergie în lumea de astăzi, în postmodernism, chiar și la ideea de sfințenie. Știți că astăzi e așa un fel de alergie față de orice este elită. Elitism, idealism, utopie menită să frustreze o viață și așa prea frustrantă. Da? Nimeni nu-și mai dorește de când a intrat psihanaliza în mentalul comun, nu-și mai dorește să fie elită, să fie sfânt în biserică. Asta este pentru cei care nu au înțeles nimic. Așa se spune astăzi. Și atunci nu se caută sfințenie și dacă nu o cauți, oricum este un obiectiv greu de atins. Apoi dacă ai o concepție greșită despre acest obiectiv, dacă nu cunoști acest obiectiv, nu e atrăgător. Și atunci dacă e dificil de atins, nu o să-l atingi. De asta este situația bisericii deplorabilă astăzi. Nu e prima dată în istorie, a mai fost. Dar întotdeauna există acest aspect. Se bluruiește cumva, se devine neclar obiectivul final al vieții creștinului. Și atunci nu știe în ce direcție să se îndrepte. Hristos însă ne cheamă cu claritate la sfințenie, în multe feluri. Și tot în multe feluri se poate disprețui această chemare la sfințenie.
Adică se poate da un răspuns negativ, implicit, nu explicit, sunt foarte puțini, care dacă spune cineva în biserică, a spus Hristos, fiind precum Tatăl vostru ceresc este sfânt. O să spună, eu nu vreau să fiu sfânt. Eu n-am găsit niciun. Toată lumea, când îi spunem lucrul acesta, zice că e așa. E foarte bine. Dar după aceea nu iese cum trebuie. Sunt multe moduri în care poți să respingi implicit chemarea la sfințenie. O să dau câteva exemple. Primul ar fi, pur și simplu, cum am și zis deja cu idealismul, să nu crezi că e posibilă. Să spui că viețile sfinților sunt alegorii, sunt simboluri, sunt exagerări ale hagiografilor care au scris viețile, că de fapt nu a fost așa, și că au fost și ei oameni normali ca și noi. Se scriu volume întregi, de exemplu, astăzi, să se demonstreze că, de pildă, Fecioara Maria a fost doar o simplă fată din Nazaret. N-a fost o simplă fată din Nazaret. A, cum spuneți așa ceva? Că toți oamenii sunt ca toți oamenii. Da? Asta este, nu vreau să deschid subiectul acesta, dar incompatibil cu creștinismul. Creștinismul este o religie ierarhică, ordonată ierarhic. Avem trepte ale îngerilor, trepte ale sfinților. Da? Dumnezeu n-a creat o pastă când a creat creația, când a făcut creația, natura. Natura este organică, este ierarhic structurată, este frumoasă, asta îi dă frumusețea, armonia aceasta. Ori dacă noi încercăm și pe sfinți să-i coborâm înapoi pe pământ, asta denotă că n-am înțeles mare lucru și că, de fapt, nu credem că există sfințenia. Un al doilea mod în care se poate da un răspuns implicit negativ este să accepți că există sfințenie, dar să spui că nu-i pentru tine, hai, pentru alții. Și de obicei se spune pentru alții din alte vremuri. A, păi dacă mănășteam eu în Evul Mediu, când s-a construit Notre-Dame, acolo eram la făcut cărămizi. Nu erai la făcut cărămizi, era exact unde ești și acum. Că inima tot aia aveai. Nu contează atât de mult momentul istoric. Sigur, are o influență, dar nu atât de mare. Eu am, nu vreau acum să intru în discuția asta, dar dacă luați orice sfânt din secolul XIII, apropo de catedrale, sau XII, sau XI, sau X, o să vedeți că toți au aceeași convingere, că niciodată nu a fost lumea mai perversă și mai coruptă decât în timpul lor și că nu a fost niciodată sfințenia mai imposibilă decât în timpul lor. Și misticii, sfinții adevărați, spuneau că aceasta este una dintre cele mai periculoase erori, erezii din biserică. Să spui, a, lasă, că dacă îmi dădea Dumnezeu în altă parte să trăiesc sau în alt timp, era mai bine. Asta e ca și cum ai spune că Dumnezeu nu știe ce face. Nu știu el unde să mă pună pe tabla de șah a istoriei. Ba, știu exact. A ce te potrivești? În Banatul secolului 21. Al treilea mod este a nu avea la inimă sfințenia, a nu-ți fi dragă, a nu o iubi. Dacă nu o iubești, înseamnă, cum am zis, că nu o cunoști. Dacă nu faci un efort să o cunoști, dacă nu știi despre ce este vorba, atunci îți vei face o noțiune greșită. De obicei, despre sfinți se spune că trăiau în suferințe extraordinare, că făceau penitențe, nu știu din care. Dacă citești Viața Sfintei Rita, de exemplu, super, extraordinar, dar să nu mi-o dai mie, să trăiesc eu. Dar sfinții au trăit lucruri grele. Sfântul Padre Pio, să luăm pe cineva mai aproape. Dar pe ce franciscan ar vrea să fie, să aibă o viață atât de dificilă cum a avut el, numai în relația cu confrații lui, dar pe cu restul? Nimeni nu vrea. Dați stigmatele la altcineva. Da? Deci trebuie să iubim sfințenia. Trebuie să fie dragă, trebuie să încercăm să o înțelegem. Un alt mod de a respinge chemarea lui Hristos este a considera căutarea sfințeniei ca un act de egoism. A, păi pe mine nu trebuie să fiu sfânt, pe mine trebuie să iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele. Asta înseamnă a înțelege greșit ce este sfințenia. Sfințenia nu înseamnă să nu te preocupe binele celorlalți.
Și dacă vă amintiți, sfințenia este să împlinești voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu împotriva ta. Dumnezeu, ca regulă, niciodată nu își dorește sfințirea cuiva în detrimentul sfințirii altcuiva. Nu vrea ca tu să-ți pierzi, de exemplu, dacă ai o viață mistică, dacă ai început să ai o viață de evlavie foarte puternică, foarte intensă. El nu vrea să-ți pierzi acea evlavie pentru binele altcuiva. Pentru că spune că trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă tu nu-ți iubești propria sfințenie, nu o să iubești nici sfințenia celuilalt. Nu-ți iubești propria mântuire, nu o să apreciezi nici mântuirea celuilalt. Nu? De exemplu, dacă, nu știu, o călugăriță este chemată de Dumnezeu la viață contemplativă într-o mănăstire de clauzură. Dau un exemplu ca să înțelegem despre ce e vorba. Viața ei de clauzură înseamnă că e complet dedicată lui Hristos. Nu se duce în afară să facă acte de milostenie extraordinară, da? De lucrul ăsta se ocupă călugărița de viață activă. Ea are carismă de viață contemplativă. Acum, dacă ar veni, de exemplu, stareța și ar spune: uite, ți-am făcut rost de o bursă, du-te la studii ca să poți să ajuți oamenii mai bine. O scoate din clauzură, își pierde carisma. Atunci, după ce mai ai dat-o Dumnezeu? Asta nu-i spre binele ei. Și oricum, ea, dacă își pierde carisma, dacă își pierde vocația, dacă nu își împlinește vocația, eficiența ei asupra celorlalți este foarte redusă. O să fie un foarte bun vorbitor și foarte ineficient. Trebuia să fie în mănăstire, dar ori scos-o de acolo. Deci e foarte important să-ți cunoști vocația și să fii în angrenajul lumii rotița care te-a făcut Dumnezeu să fii, nu altul. Un alt mod de a răspunde negativ la chemarea la sfințenia lui Hristos este indecizia. Cum spune Hristos, vor să slujească la doi stăpâni deodată. Vrea să fie și mare prieten cu Dumnezeu și mare prieten cu lumea. Unii chiar cred sau acționează ca și cum ar crede că pot sluji deodată la doi stăpâni. Caută și sfințenia, dar mai adaugă și ceva pe lângă ea. Nu, dau un exemplu, am dat un exemplu cu călugărița, să dăm un exemplu cu un laic. Un laic, prin voia lui Dumnezeu, ajunge să trăiască într-un loc, într-un oraș, într-un sat, unde, de bine de rău, într-o lume apostată, există un preot sau un călugăr care îl duce cumva pe calea spre Dumnezeu. Aude de un loc unde poate să obțină un job mai bun, dar unde este mult mai mare apostazia și șansa să găsească un preot la fel de bun este mult mai mică. Ce credeți că va alege? Da? Aici se vede cât de mult iubești sfințenia. Dacă întotdeauna bunurile pământești, perisabile, sunt mai valoroase, atunci slujești la celălalt stăpân. Un alt mod prin care se poate respinge chemarea lui Hristos e înclinația aceasta spre a fi normal. Cum zice românul, să fii ca lumea, să fii cum sunt toți. Înțelegând prin normalitate, nu normalitatea pe care Dumnezeu a creat-o, ci normalitatea majorității, cum sunt majoritatea oamenilor. Cel care dorește cu orice preț să fie normal față de lume, va ajunge să fie, numai atât, un om normal după standardele lumii, dar nu va ajunge să fie cum este Hristos. Nu va ajunge să fie cum îl vrea pe el Hristos. Va face întotdeauna ce fac toți. Dacă îi se cere să facă ceva ce alții nu fac, va ridica din sprânceană: păi asta înseamnă că o să fiu diferit. Dau un exemplu. Că am pomenit de catedrale, nu? Ați fost vreodată la Saint-Chapelle în Paris. Saint-Chapelle este cea mai frumoasă biserică din lume. A fost construită ca și capelă privată a regelui Ludovic al IX-lea, singurul rege sfânt al Franței. Acest rege
a ridicat această capelă ca să poată să stea în permanență în prezența lui Hristos. Vedea din patul unde dormea, vedea Sfântul Sacrament. Acest rege, deși și-a îndeplinit cu sfințenie toate îndatoririle lui regale, civile, seculare, avea timp să facă orele canonice complet ca un călugăr. Nu era un rege normal. De-aia este singurul rege sfânt al Franței, că nu era normal. Da? Deci a încercat să fii normal cum sunt toți, până la urmă te duce foarte departe de ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine. Asta se cheamă, dacă vreți, naturalism, o etică foarte umană, foarte naturală și foarte puțin supranaturalizată, foarte puțină prezență și lucrarea Spiritului Sfânt. Și ultimul pe care îl mai spun este a prefera să rămâi așa cum ești. Am încercat să fac binele, am putut mediocru, am încercat să las păcatul, l-am cam lăsat și nu prea. Și până la urmă se cheamă blazare, nu? Să zici, asta este tot, ăsta e tot creștinismul de care sunt capabil. Ca și cum nu-i Dumnezeu cel care te-a chemat. Dacă Dumnezeu te-a chemat, îți dă sigur toate mijloacele să și împlinești. Chemarea Lui, cum am zis la început, este eficientă. Nu-ți lipsește nimic după ce te-a chemat. Doar răspunsul trebuie să fie generos și prompt. A considera că în fond ești doar un om păcătos și așa vei rămâne, un om care nu se poate realmente îndrepta, nici măcar cu eforturi supranaturale, înseamnă a gândi strict naturalist și a acționa în consecință. Ajungi la concluzia că atunci de fapt rău nu-i chiar rău, că așa suntem noi, lăsați să fim, și că Dumnezeu nu-și dorește de la noi lucruri extraordinare. Și asta duce în foarte scurt timp la a te obișnui cu păcatul, care de fapt este adevăratul răspuns explicit negativ, că până aici toate au fost implicite. Păcatul este forma principală de disprețuire a sfințeniei. Sfântul Papa Leon cel Mare îndemna creștinii: recunoașteți-vă demnitatea, ați fost făcuți părtași prin botez la însăși natura dumnezeiască. Nu vă degradați înapoi printr-o conduită nedemnă, josnică. Amintește-ți cine ți este capul și a cărui trup ești tu mădula. De aceea răspunsul nostru la chemarea lui Hristos, vină după mine, răspunsul nostru la chemarea la sfințenie trebuie să fie unul explicit afirmativ. Trebuie să iubim vocația, chemarea noastră la sfințenie. Și în încheiere vreau să spun două mijloace prin care această chemare poate să devină realitate, se poate apropia de împlinire. Primul este acela de a-ți dori din toată inima să fii cum te vrea Dumnezeu. Nu numai ne gândim, cum sunt eu acum? Cum mă simt? Nu așa în general, cum am fost anul ăsta. Cum sunt acum? Starea mea sufletească, gândurile din capul meu, dorințele din inima mea, amintirile care mi se tot întorc, vin și revin, imaginele din imaginația mea, emoțiile, sentimentele mele, sunt starea mea generală, e ceea ce Dumnezeu vrea pentru mine acum? Sau eu sunt într-un alt film, într-o altă stare decât vrea Dumnezeu? Și atunci începe lucrarea propusă de sfințire, când te hotărăști să cauți să fii în fiecare moment așa cum te vrea Dumnezeu. Dar atâtea greutății de a ajunge la sfințenie fără o astfel de dorință arzătoare, fără de acest impuls puternic de a o atinge cu orice preț, este imposibil să se ajungă la sfințenie. Sfințenia nu este, cum să spun, ca și la atletism, că ai plecat din punctul X și ai ajuns în punctul Y. Sfințenia este iubirea de Dumnezeu dusă la extrem.
Adică este ceva ce e permanent proaspăt în fiecare moment. Iubirea față de o persoană. Nu te gândești că a început astăzi și o să se gate nu știu când. Când iubești, iubești absolut, infinit, te dăruiești complet. Și îți dorești în fiecare dimineață să fii în stare să iubești un pic mai mult decât ieri. Sfânta Tereza de Avila cere de aceea să luăm o decizie fermă și hotărâtă de a nu ne lăsa, de a nu ne opri până nu atingem sfințenia aceasta. Adică de a ignora toate dificultățile care apar pe cale, toate cârcotelile, murmurele celorlalți care vor considera că suntem niște exagerați, niște fanatici, niște ipocriți. Ei au murit considerată oficial o babă fanatică. Așa au murit. Fusese excomunicată de două ori, oficial. Cea mai mare sfântă a Bisericii Catolice. De unii care nu o suportau și spuneau că este baba fanatică a Spaniei. Și au și convins autoritățile ecleziastice să o excomunice. Și săraca era stresată până în măduva oaselor, că moare excomunicată și se duce în iad. Că nu o suporta, că demonii nu suportă sfinții niciodată. Și a murit săraca spunând pe patul de moarte, ultimele cuvinte astea au fost: eu mor totuși o fică a Bisericii Catolice. Pentru că papa i-a trimis documentul de ridicare a excomunicării înainte de moarte. Da? De ce? Că era atât de diferită de restul, că nu o suportau nici să o vadă. De asta spune, oricare ar fi dificultățile, oricât de exagerați, fanatici și de ipocriți ne vor considera ceilalți, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să avem încredere că vom ajunge și noi, pas după pas, acolo unde au ajuns mulți sfinți, care dacă n-ar fi avut această dorință, această hotărâre hotărâtă, n-ar fi ajuns niciodată până la capăt. Dumnezeu iubește sufletele curajoase și umile, care nu se încred în ele însele. Zice Tereza, n-am văzut niciun om dintre cei leneși, de lăsători, care se ascund întotdeauna sub vălul falsei umilințe, îi spun noi nu vrem să fim idealiști, utopici, da? Făcând progrese pe care le-am constatat însă la cei care cu umilință și-au dorit cu toată ardoarea să ajungă sfinți. Al doilea mijloc și ultimul pe care îl pomenesc în încheiere este conformarea cu harul deja primit. Lucrarea de sfințire nu începe astăzi, continuă astăzi. Dumnezeu deja a investit în noi atât de mult încât noi nici cu 10 vieți n-am putea să plătim ce ne-o dat deja. Și trebuie să prețuim ce ni s-a dăruit. Trebuie să ne conformăm cu voința lui Dumnezeu. Conformarea aceasta poate să aibă două aspecte. Poate să fie vorba despre o conformare pasivă, adică despre acceptarea suferințelor sau bucuriilor care vin, abandonarea plină de încredere în brațele Providenței, sau poate să aibă aspectul activ, adică acela de a împlini toate poruncile și mai ales datoriile stării în care Dumnezeu ne-a pus. Dacă cineva suferă, e frustrat că nu-i călugăr, trebuie să fie foarte conștient că și călugărul suferă că nu e căsătorit și nu are copii. Pentru că toată lumea, când e greu, își dorește ce n-are. Să evadeze din situația grea. Dar fiecare trebuie să fie în starea și în vocația și în carisma pe care Bunul Dumnezeu i-a dăruit-o de la bun început. Fidelitatea față de harul deja primit este un mijloc esențial pentru a ajunge la sfințenie. Fidelitatea față de vocația comună, generală, la sfințenie și față de cea specifică, față de propria cale, sunt de aceea obligatorii. De obicei spun sfinții că cel care își ratează vocația, își ratează mântuirea, pentru că tu nu ești la locul tău. Dacă vocația ta a fost să fii episcop și tu ești laic căsătorit într-o nu știu ce loc, o să fie foarte greu, nu să ajungi sfânt, dar și să te mântuiești.
Dar și invers. Dacă cineva s-a trezit că e în mănăstire, când de fapt trebuia să aibă 8 copii, acolo în mănăstire va fi foarte greu. Nu-i la locul lui. Dacă cineva e preot, dar nu trebuia să fie preot, imediat se vede. Dar și inversul este adevărat. De aceea, să răspundem astăzi Domnului, împreună cu psalmistul, oricare ar fi calea pe care ne cheamă, să o parcurgem mergând cu smerenie pe urmele Lui și să-i spunem, gata este, Doamne Dumnezeule, inima mea, gata este inima mea pentru Tine, pentru a împlini întru toate voia Ta. Îți voi cânta în inima mea și Te voi lăuda în mijlocul popoarelor pe Tine, Doamne. Toate popoarele Ți vor cânta, căci mai mare decât înălțimea cerurilor este milostivirea Ta și deasupra norilor este adevărul Tău. Căci Tu, Doamne Dumnezeule, văzându-ne așa cum suntem, nu ne-ai lepădat pe noi. Dă-ne de aceea astăzi, Te rugăm, ajutorul de care avem nevoie pentru a împlini întru totul, în mod desăvârșit, chemarea noastră la o viață de deplină comuniune cu Tine, Cel Preamărit, în Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.